Pacientul, în momentul în care se adresează laboratorului MedLife, primul pas este de a veni la recepția de la recoltare, unde se înregistrate datele personale după buletin, împreună cu analizele solicitate. Aceste analize pot să fie recomandate de medic sau se pot lucra dacă pacientul dorește acele analize. Pacientul primește la recepție o fișă de recoltare împreună cu un bilet pe care trecem data de eliberare a rezultatelor. La recoltare, pacientul se așează pe scaunul de recoltare, dă fișa de recoltare asistentei. Înainte de a începe recoltarea propriu-zisă, asistenta se asigură că pacientul a respectat condițiile de recoltare, recoltarea efectuându-se dimineața pe nemâncate pentru probele de sânge. În cazul exudatului faringian, pacientul nu trebuie să mănânce, nu trebuie să consume lichide, nu trebuie să se spele pe dinți, întrucât și pasta de dinți conține substanțe antibacteriene care pot influența rezultatul. Există excepții la copiii mici, se pot face recoltări de exudat faringian la aproximativ 4-5 ore de la ultima masă. Asistenta urmărește analizele solicitate, pregătește eprubetele necesare împreună cu sistemul de recoltare AC, tampon cu alcool și tampon uscat. După ce asistenta s-a asigurat că pacientul a respectat toate condițiile, începe recoltarea propriu-zisă. Se dezinfectează locul puncției, se pune garoul, după care se puncționează vena și se introduc rând pe rând vacutainerele. Există o anumită ordine de recoltare pentru a nu influența rezultatele analizelor. Imediat după ce s-a recoltat primul vacutainer, se poate da drumul la garou, în condițiile în care curge sângele așa cum trebuie în eprubetă. În cazul în care sângele începe să nu mai curgă bine în vacutainer, se stânge garoul, se stânge pumnul. După recoltare, se pune un tampon uscat, se face compresie și când suntem siguri că nu mai sângerează locul puncției, atunci se pune un tampon curat pe locul puncției. Vacutainerele și eprubetele de exudat faringian sau în cazul în care există și recoltări de urină, sunt etichetate cu un cod de bare. Acest cod de bare se lipește și pe fișa de recoltare și se înmânează pacientului un cod de bare pentru vizualizarea rezultatelor online pe site-ul MedLife. Apoi probele ajung în laborator.